Cei doi tineri ambi în vârstă de 20 de ani sunt din municipiul Hunedoara. Ei sunt bănuiți de comiterea în timpul nopții a unor infracțiuni de tentativă la furt calificat în scop de folosință. Polițiștii au stabilit că cei doi au spart 7 autoturisme parcate pe raza municipiului Hunedoara cu intenția de a le sustrage. Nu au sustras bunuri sau valori din interiorul mașinilor, însă au forțat sistemele de pornire ale acestora, pe care au încercat să le activeze pe contact direct, în încercarea nereușită de a le porni și a le conduce pe raza municipiului Hunedoara. Asta deși niciunul dintre cei doi nu posedă permis de conducere. Totodată, cei doi sunt cercetați și pentru tentativă la tâlhărie calificată. În acest caz, partea vătămată este un bărbat din municipiul Hunedoara, care a observat de la fereastra locuinței pe cei doi în timp ce încercau să spargă un autoturism. Însă a fost amenințat de tineri și determinat să intre în locuință, în momentul în care a încercat să întrebe ce fac acolo. Cei doi vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Hunedoara în vederea luării măsurilor preventive.